Știu că sunteți evident într-o competiție cu Clotilde Armand, dar obiectiv vorbind, domnule deputat, dacă ar fi să vă uitați la lucrurile alea care stau blocate în sectorul 1, câte dintre ele o să stea blocate sau o să necesite, cum să spun, la fel să vă bateți cu ele, să le deblocați și pentru dumneavoastră? Lucrurile nu sunt simple în administrația publică. Păi, tocmai. Categoric. Dar prin dialog, da? Și prin... Adică câte stau blocate obiectiv vorbind și nu neapărat din vina primarului, dacă vreți, în momentul ăsta, asta e întrebarea. În primul rând au dispărut partidele politice care au peste 50% în consiliile locale sau reprezentanți. Dar dialogul rezolvă mereu aceste lucruri. Andrei Chiliman, un primar pe care toată lumea recunoaște că a fost cel mai bun primar, pentru că a fost și votat de 3 ori la rând. A fost reales de 2 ori. Și atunci primarul Andrei Chiliman mi-a spus un lucru de care cred că e foarte important să fie conștienți toți cei care candidează la primărie. Că în momentul în care intri în clădirea primăriei, acolo trebuie rezolvate problemele oamenilor. Și dezbaterea politică ar trebui să fie în afara primăriei și nu în interiorul primăriei. De aceea, aceste majorități se fac printr-un dialog constructiv pe baza proiectelor pe care le ai. Cazul primăriei sectorului 1 a fost cunoscut și mediatizat foarte mult pentru așa zisul, sau așa cum l-a numit doamna Armand, blocajul permanent al Consiliului Local. Eu cred că doamna Armand vrea mai multă putere pentru sine, nu pentru oameni. Pentru că 770 de proiecte au fost votate în unanimitate, aproape, de Consiliul Local. Sunt 770 de lucruri pe care doamna Armand în 3 ani de zile trebuia să le facă. Fie că vorbim de școala din Greenfield, fie că vorbim de drumuri de pământ, fie că vorbim de proiecte de panouri fotovoltaice pe clădiri. Au fost aprobate 2 blocuri într-un proiect pilot pe care doamna Armand să le implementeze. Ce s-a întâmplat? Nimic. Din păcate, asta e rezultatul deci, pe care îl văd că indiferent că majoritatea arată altfel, întotdeauna se găsește o cale de a trage lucrurile, cum s-a întâmplat de altfel la Primăria Generală cu Nicușor Dan. Exact, a avut o majoritate nu, în care PNL-ul, de pildă, i-a devenit la un moment dat ostil, PSD-ul la fel a fost ostil de la început și cu toate astea s-au găsit niște căi acolo. Alegeți orice sector în ultimii 12 ani și o să vedem că în toate sectoarele s-a găsit o cale de dialog. Este rolul primarului să asigure acest dialog și această transparență și acest consens pe care trebuie să-l cauți pentru a rezolva problemele bucureștenilor. Pentru că nu cred că poți beneficia de vreun avantaj electoral dacă blochezi sau dacă faci... nu știu, circ și scandal. Oamenii ne spun asta pe stradă, că s-au săturat de scandal. Ei vor soluții, vor ca oamenii să ducă o viață mai bună. Și asta este rolul meu și asta e determinarea mea de a candida pentru a readuce respectul în primăria sectorului 1, ca oamenii să aibă o calitate a vieții mai ridicată.